Eu, criptohedule, bine te-am regăsit la încă un episod din seria noastră frumoasă Cripto pentru toți. De data asta nu o să explic eu nimic, ba chiar o să intru în pielea personajului care nu știe nimic despre cripto. Bineînțeles că despre asta vorbim noi aici. Ce o să facem practic? O să punem cele mai frecvente întrebări pe care le are un utilizator care nu știe nimic despre industria asta, lui ChatGPT. Ca să vedem dacă putem obține partea asta de început a informațiilor foarte rapid, în doar câteva minute, față de ceea ce era până acum. Nu mai vorbesc de ce era în momentul în care am intrat eu, când găseai destul de puține informații și împrăștiate peste tot și era, nu știu, greu de înțeles. Hai să vedem. Ca să înțelegeți cum facem lucrurile, am luat până acum câteva din cele mai căutate întrebări de pe, nu neapărat întrebări, cele mai căutate lucruri de pe Google din anul 2022 de către oamenii care caută cripto. Începem, bineînțeles, cu prima întrebare pe care probabil o are toată lumea când aude despre nebunia asta. Și când aude toată lumea despre cripto, momentul în care Bitcoin atinge un nou all-time high. Să ne imaginăm că suntem în 2025 și Bitcoin a atins 100.000. Iar eu, Ionica sau Georgica sau cum vreți să spuneți acestui personaj, caut ce este Bitcoin. Și direct după 2 secunde, AI-ul nostru începe să ne spună. Bitcoin este o criptomonedă, un tip de monedă digitală care se bazează pe tehnologia blockchain. A fost creată în 2009 de către o persoană sau un grup de persoane sub pseudonimul Satoshi Nakamoto. Bitcoin este considerată prima monedă digitală descentralizată, ceea ce înseamnă că nu este controlată de o autoritate centrală, cum ar fi o bancă sau un guvern. În schimb, Bitcoin este controlat de rețeaua de utilizatori care îl folosesc. Și acum văd că a pierdut un pic limba română pentru că spune Transactions with Bitcoin are recorded in a public decentralized ledger called the blockchain. Hai să mergem mai departe și să-l întrebăm de fapt ceea ce majoritatea oamenilor normali, să le spunem așa, au căutat în 2022, pentru că te asigur că asta înseamnă NFT-uri. Hai să-l întrebăm ce este un NFT. Și spune așa, un NFT sau non-fungible token este un tip de criptomonedă care poate fi utilizată pentru a reprezenta dreptul de proprietate asupra unui obiect digital unic. Acest obiect poate fi orice, de la o poză digitală sau o piesă de muzică, la un tweet sau o animație. NFT-urile sunt non-fungibile, ceea ce înseamnă că nu pot fi înlocuite cu altceva de aceeași valoare. Asta înseamnă că, dacă ai un NFT, este ca și cum ai o monedă unică sau un suvenir unic care are o valoare specială pentru tine. Multe persoane cumpără NFT-uri pentru a deține dreptul de proprietate asupra unui obiect digital unic, care poate deveni mai valoros pe măsură ce trece timpul. Ok. Și dăm din nou, explicăm ca și cum aș avea 5 ani. Un NFT este un fel de bilet special care dovedește că tu ești stăpânul unui lucru special pe computer. De exemplu, dacă tu creezi un desen cu creionul și hârtia, tu ești stăpânul desenului tău. Dacă vrei să-l arăți altora, le poți da copii ale desenului tău, dar tot tu ești stăpânul originalului. Un NFT este un fel de bilet care dovedește că tu ești stăpânul unui lucru special pe computer, care poate fi o poză, un joc sau chiar un mesaj pe internet. Oamenii cumpără NFT-uri pentru că vor să fie stăpânii unui lucru special, care poate deveni mai valoros pe măsură ce trece timpul. Eu zic că explicație destul de ușor de înțeles. Hai să mergem mai departe și să-l întrebăm ce este crypto mining, de exemplu, pentru că multă lume, după ce află despre Bitcoin, află despre minerit. Miningul este procesul prin care se adaugă noi tranzacții la blockchain-ul Bitcoin și se validează tranzacțiile existente. Atunci când o tranzacție este inclusă într-un bloc de pe blockchain, acesta devine permanentă și nu poate fi modificat. Minerii sunt persoanele care fac acest lucru prin rezolvarea unor probleme matematice complicate cu calculatorul lor. Când un miner reușește să rezolve o problemă, acesta este recompensat cu o anumită cantitate de Bitcoin. Pentru a face mining, ai nevoie de un calculator puternic și de un software special care să te ajute să rezolvi problemele matematice. De asemenea, ai nevoie de o conexiune puternică la internet și de un loc sigur pentru a păstra bitcoinurile câștigate. Miningul poate fi o activitate costisitoare, deoarece ai nevoie de un calculator puternic și de o conexiune la internet puternică care consumă multă energie. De asemenea, există o mulțime de concurență în mining, deoarece mulți oameni încearcă să câștige bitcoin prin această metodă. Adică mi se pare că răspunsurile pe care le primesc sunt bune din mai multe puncte de vedere. Uite, finalul acesta în care spune că există o mulțime de concurență în mining pentru că sunt mulți oameni care încearcă să mineze, mi se pare un extra value pe care l-a dat răspunsului fără ca eu să-l fi cerut. Nu l-am întrebat dacă e ok să fac mining sau dacă e rentabil să fac mining, dar mi-a dat totuși răspunsul ăsta. Nu sunt cele mai științifice răspunsuri, dar asta te ajută pentru că, din nou, eu sunt Gigel, cel care nu știe nimic despre Bitcoin și încearcă să afle folosind o astfel de aplicație de pe internet, fără mai căuta pe Google o grămadă de informații din diferite locuri. Așa că mergem mai departe. Pot să fac bani din cripto?
două secunde mai târziu, îmi spune așa că există mai multe modalități de a face bani din criptomonede, dar fiecare are propriile sale riscuri și recompense. Unele dintre cele mai comune modalități de a face bani din criptomonede sunt cumpărarea și menținerea criptomonedelor. Aceasta implică cumpărarea unei criptomonede și menținerea ei în speranța că valoarea sa va crește în viitor. Nu e cazul pe ultimul an. Acest lucru poate fi făcut prin intermediul unei platforme de schimb de criptomonede sau prin intermediul unui portofel criptomonedă. Îmi place că uneori mai are problemele astea în limba română. Apoi, numărul 2 spune tranzacționarea criptomonedelor. Acesta implică cumpărarea și vânzarea criptomonedelor în speranța că se poate realiza un profit din schimburile în valoarea lor. Tranzacționarea criptomonedelor poate fi o activitate riscantă și este necesară o înțelegere profundă a pieței pentru a face alegeri informate. Apoi ne spune așa, participarea în ICO-uri, oferta inițială de monede. ICO-urile sunt modalitatea prin care noile proiecte de criptomonede își strâng fonduri prin vânzarea de monede digitale în schimbul monedelor fiat sau al altor criptomonede. Participarea într-un ICO poate duce la o valoare mai mare a monedelor în viitor, dar acest lucru este însoțit de riscuri importante, deoarece multe ICO-uri au eșuat în trecut. Încă o dată, deci de fiecare dată, la fiecare răspuns, are un bonus, are o completare foarte bună. Utilizarea criptomonedelor ca plăți. Dacă dețineți o anumită criptomonedă și aveți încredere în viitorul său, puteți utiliza criptomoneda drept metodă de plată pentru bunuri și servicii. Acest lucru poate duce la o valoare mai mare a criptomonedei pe termen lung. Aici e deja în partea de a aduce tu valoare acelei criptomonede, pentru că o folosești, pentru că dai utilizare. Și apoi e mina de criptomonede. Mina de criptomonede implică utilizarea puterii de calcul pentru a rezolva probleme matematice. Exact ce am căutat mai devreme. 5 răspunsuri la o simplă întrebare dacă pot să fac bani din cripto. 5 răspunsuri foarte bune pe care le-am primit de la ChatGPT în doar 5-6 secunde. Cât ne-ar fi luat asta în mod normal la o căutare pe Google să aflăm? În momentul în care în 2022 e plin internetul de informații din cripto, tot ți-ar fi luat sigur de cel puțin 10 ori mai mult decât lista asta și apoi de la lista asta poți să pleci mai departe. Hai să mai vedem. Care este cel mai simplu mod de a investi în cripto? Și ne spune așa că unul dintre cele mai simple moduri de a investi în criptomonede este prin intermediul unei platforme de schimb de criptomonede. Acestea vă permit să cumpărați criptomonede cu bani fiat, cum ar fi lei sau dolari. Deci faceți până și în cazul în care nu știe ce sunt fiat, spune ce e fiat, sau cu alte criptomonede. Majoritatea platformelor de schimb vă vor cere să vă înregistrați pentru un cont și să vă verificați identitatea înainte de a putea face o tranzacție, KYC. Una dintre cele mai cunoscute platforme de schimb este Coinbase. Acesta vă permite să cumpărați, să vindeți și să depozitați criptomonede într-un portofel electronic sigur. Există de asemenea o mulțime de alte platforme de schimb disponibile, astfel încât este important să cercetați înainte de a alege o platformă. Este important să țineți cont de faptul că investițiile în criptomonede sunt riscante și pot fluctua foarte mult în valoare. Este important să vă informați bine și să înțelegeți riscurile înainte de a investi bani reali în criptomonede. Și acum, bineînțeles, hai să ne întrebăm și unde le stocăm, pentru că, ok, ne-am învățat cum să cumpărăm, de unde să cumpărăm, dar nu știm unde să le stocăm. Și hai să vedem ce părere are AI-ul despre asta. Și vine și ne spune că există mai multe tipuri pentru a stoca criptomonedele și ne dă o listă cu aceste tipuri. Primul de pe listă sunt portofelele de hârtie și ne spune că un portofel de hârtie este o metodă de stocare a criptomonedelor într-un mod offline, care constă într-un set de chei private care sunt imprimate pe o hârtie sau într-un alt material. Apoi, portofele hardware. Un portofel hardware este un dispozitiv fizic care poate fi conectat la computer pentru a gestiona criptomonedele. Acestea sunt considerate sigure deoarece cheile private sunt stocate într-un mod offline pe dispozitiv. Apoi, portofele software. Un portofel software este un tip de portofel care este instalat pe computer sau pe un dispozitiv mobil. Acestea sunt considerate mai sigure decât portofelele online deoarece cheile private sunt stocate local, dar sunt mai vulnerabile decât cele hardware sau de hârtie în cazul în care computerul sau dispozitivul sunt compromise. Apoi portofelele online. Un portofel online este găzduit de o companie și poate fi accesat de pe orice dispozitiv conectat la internet. Acestea sunt cele mai ușor de utilizat, dar sunt și cele mai vulnerabile, deoarece cheile private sunt stocate pe serverele unei terțe părți și pot fi compromise dacă serverul este atacat. Este important să alegeți un portofel de criptomonedă care se potrivește nevoilor dumneavoastră și să luați măsuri de precauție pentru a proteja cheile private ale portofelului. Ei, și acum să zicem că Gigel a învățat despre cripto, despre Bitcoin, despre DeFi, toate folosind ChatGPT. Dar se gândește el să-l întrebe și ce urmează pentru cripto mai departe. Și hai să vedem. Spune așa că viitorul criptomonedelor este încă incert și este dificil de prevăzut cu exactitate cum vor evolua lucrurile. Criptomonedele au cunoscut o creștere puternică în popularitate în ultimii ani, dar au și întâmpinat o serie de provocări și incertitudini. Din nou, un răspuns foarte, foarte bun.
Una dintre principalele provocări cu care se confruntă criptomonedele este acceptarea lor de către guverne și instituții financiare tradiționale. În prezent, multe țări au reglementări incerte sau contradictorii privind criptomonedele, ceea ce poate împiedica adoptarea lor pe scară largă. Pe de altă parte, unele guverne și instituții financiare au început să experimenteze cu criptomonedele și tehnologia blockchain, sugerând că ar putea fi adoptate pe o scară mai largă în viitor. De asemenea, DeFi a devenit o parte importantă a ecosistemului de criptomonede și a crescut rapid în popularitate în ultimii ani, sugerând că tehnologia blockchain poate avea un impact semnificativ asupra industriei financiare în viitor. Este important să țineți cont de faptul că investițiile în criptomonede sunt riscante și valoarea lor poate fluctua foarte mult. Este important să vă informați bine și să înțelegeți riscurile înainte de a investi bani reali în criptomonede. Na, ce să mai zic. Mie mi se pare că în doar câteva minute Gigel a putut să învețe foarte multe lucruri despre cripto cu câteva întrebări simple pe care dacă le-ar fi pus pe Google în același timp, probabil s-ar fi lovit de tot felul de site-uri mai greu de înțeles sau ar fi trebuit să-și adune informația din mai multe locuri și ar fi făcut lucrurile mult mai complicate. Așadar, din punctul meu de vedere, ChatGPT este revoluționar, mai ales pe partea asta de knowledge, de a căuta lucruri rapide, a înțelege măcar partea basic din anumite lucruri, mai ales că aici vorbim despre o industrie unde informația e mai greu de înțeles la început. E mai greu de căutat la început, e mai greu de, per total, de shape-uit așa o formă pentru toată treaba asta. Mie mi se pare foarte tare, sunt curios cum ți se pare și ție și sunt curios dacă vrei să mai facem episoade cu AI și crypto. Lasă mai jos un comentariu, dă-mi și un like dacă ți-a plăcut acest clip și bineînțeles ne vedem data viitoare cu un alt episod în care mai învățăm câte ceva despre tehnologia asta și industria asta nebună. Pe mine mă găsești la Etan Rebrătucu, mai ales pe Twitter. Bye bye!